continuate și finalizate, ba mai mult, ea permite ca noi să putem demara și alte proiecte noi în acest an. Iată de ce, în ultimele zile și chiar astăzi, în ședința săptămânală, am discutat mai multe măsuri pe care noi le vom lua în perioada următoare. Dar vom revedea și reformele aflate în implementare. Ele toate, desigur, vor fi duse la un bun sfârșit. Doar că noi le vom prioritiza, reșind deja din nevoile principale ale oamenilor, ale cetățenilor Republicii Moldova și nu neapărat reșind din condiționalitățile diferitor acorduri, cum a fost până acum. Astfel, vom proceda ca oamenii să simtă